Basme în limba română. Manifestopia. Odată, într-o vale verde, în mijlocul dealurilor scăldate de soare, se întindea un sătuc. Aici, printre foșne de frunze și ciripit vesel, trăia Dalia, un far al imaginației. Dalia! Arată-ne mai multe! Priviți atenți! Inventatoare cu un izvor nesfârșit de vise, Dalia avea inimă de copil și minunăția unui înțelept. Deci, piratului i-au crescut aripi de aur. Pot pirații să aibă aripi? Dacă o zână poate, de ce un pirat nu? Copiii o adorau enorm. Dar nu toți îmbrățișau poveștile capricioase ce le țesea. Unii sfidau natura imaginativă a ei. Iată, iar merge, dregând inutil. Poate vă construi un portal magic spre ținutul viselor. Locul ăsta e prăfuit. Cât își curăța podul, a dat peste o carte veche. Ce e asta? Atlasul imaginației? Cartea misterioasă vorbea de un dărâm ascuns, numit Manifestopia. Un loc unde visele iau formă. Speranța dansează. Ar putea fi... o bijuterie? Ea a găsit o schiță cu o mașină ce promitea să ducă la Manifestopia. Un tărâm în care visele tale prind viață. Cu dăruire de neegalat și nopți pline de vise, Dalia și-a creat în sfârșit mașină. Punct final! A pus piatra și s-a dat înapoi, dar nu s-a întâmplat nimic. Ha? Piatra necesită convingerea visătorului? Cred în magia universului. Piatra a strălucit și mașina a prins viață, strălucind colorat în camera ei. S-a deschis un portal imens, timid, apășit în lumina orbitoare. Dumnezeule! Aceasta era Manifestopia, o lume diferită de a ei. Cât de fascinant era! Creaturi de imaginație pură rătăceau liber. Râurile scânteiau ca niște nestemate lichide și curgeau atingând curcubeul. Mereu am crezut că există alte lumi. Ea se plimba, uneori sărind peste nori sau alunecând pe cascade cu bule. Nu pare să mai fie nimeni aici. Tu ce ești? Eu sunt Dalia, un om. Iar tu? Sunt lume născută în lumină. Ființe născute în lumină erau create de lumina magiei cerești. Ești frumoasă! Desigur că sunt! Oamenii nu prea vin! Ești un fel special! Desigur că sunt! Par distractivă! Să fim prietene! Lumii era un lucru mic fermecător. Împreună se delectau în minunile Manifestopiei. Au vizitat copacul cântător, al cărui melodii pluteau prin țărm. Și au întâlnit zânele chicotind, care pictau lumina râzând. Wow! Totul e așa cum mi-am imaginat. E o lume a imaginației și a viselor. Ce e asta? Dalia arătă spre întinderi de fum, plutind pe cer, alături de curcubee cenușii sparte, ce se prăbușeau în șiroaie întunecate. Trebuie să ne întoarcem. De ce? Ce e locul ăsta? Dalia, e periculos. Ce vrei să spui? Lumii! Dalia! Dalia a căzut într-o groapă întunecată. E cam friguț aici. Eu nu mă simt bine. Lumii, lumina ta. Locul ăsta, Marc domnește aici. E un monstru, mistuit de îndoială și întuneric. Un monstru? Cine îndrăznește să pătrundă pe tărâmul meu? Bătăile inimii Daliei goneau. Acolo stătea Merc, înalt și sinistru. Nu e tărâmul tău, e al nostru. L-ai furat. Va fi al meu, micul tău tărâm, al viselor și al imaginației. Dispare.
Visele și speranțele permit oamenilor fericirea de a-și trăi o viață bună. Nu vei ști asta. Oh, încearcă să mă oprești. Ah! O lumină puternică a fulgerat, alungând monstrul. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Să plecăm întâi. Cele două au plecat în grabă. Acea lumină m-a readus la sinele meu magnific. Ce a fost? Nu știu. Delia privi la partea din Manifestopia în care Mark adusese ruina. Lumii, trebuie să-l învingem pe Mark. Învingem pe Mark? Delia, e puternic. Nu-l putem lăsa să distrugă acest tărâm. Există doar o cale. Lumii, i-a zis Daliei, de nestematele încrederii. Trei cristale puternice ce puteau risipi întunericul lui Mark. Dar nimeni nu le-a văzut. S-ar putea să nu existe. Oamenii mei nu cred că Manifestopia există, dar există. Deci, sunt dispusă să risc. Ești cu mine? Desigur! Și așa, au pornit în călătorie să adune cristale. După un timp, Delia a început să obosească. Au zărit o casă ciudată în depărtare. E casa Elarei. Elara! Lumii, sunt încântată să te văd. Cine e prietena ta? Este Delia, e o inventatoare, la fel ca tine. Lumii i-a zis Elarei totul despre Mark și călătoria lor. Ce curajos! Dar cum veți găsi bijuteriile? Nu știm. Elara, ne putem odihni aici? Desigur. Elara era extrem de ospitalieră și își întreținea bine oaspeții. Dimineața următoare le-a dăruit o creație minunată, o navă nor. O va ajuta pe Delia în călătorie. Oh, îți mulțumim, Elara! Orice să ne salvăm tărâmul. Și-a luat rămas bun și-au plecat. Au ajuns în final în ceea ce părea o pădure. Copacii și florile erau uriași, sălbatici și unici. Oh, prospețime! Ce arome! Este o pădure? Oho! Oh! Bună! Numele meu e Grota! Bun venit în grădina mea! E magnific! Păi, e plin de iubirea mea și un mic secret, de asemenea. Îți pot spune să ai grijă de acestea. Cu întunericul din apropiere, voi face orice să răspândesc bunătatea viselor și a fericirii. Ați întâlnit copacul cântăreț? Da! E măreața mea creație! Lumii și Delia s-au prezentat și au spus Grotei de căutarea lor. Sunt importante bijuteriile? Da! Sunt singura cale de a-l învinge pe Mark și a readuce Manifestopia la glorie! Înțeleg! Grota gândea profund. Le conducea prin grădină. Delia și Lumii priveau mirate planetele. Ciudat! Mă simt brusc așa puternică! Asta din cauza bijuteriei! Au urmat-o pe Grota și spre uimirea lor au văzut o piatră răspândindu-și puterea în grădină. Aici! Ia-o! Dar grădina ta? Nevoia voastră e mult mai mare. Cred în puterea viselor noastre. Oh! Inima ta e cel mai mare lucru aici, Grota. Mergeți! Învingeți monstrul perfid! Lumii și Delia și-au luat rămas bun. Își asiguraseră prima bijuterie. Cât stelele străluceau, Lumii și Delia au aterizat pe o insulă luminiscentă. Insula poveștilor! Orion, cel mai mare povestitor al Manifestopiei, locuiește aici! Curând, l-au găsit pe povestitorul visător. Bună, Lumii! Ne-am întors pentru o altă poveste? Orion, suntem într-o misiune! Ea e Delia! Bună, Delia! În ce misiune vă aflați? Din nou, și-au explicat căutarea.
Ne vei ajuta? O căutare nobilă merită tot ajutorul posibil. Întunericul a ajuns peste tot, dar cred în puterea viselor noastre. Orion folosește șaptele universului să ia informații. Stelele îmi spun de o putere străveche, e una dintre nestemate. Oh! Stelele îl păzesc, dar ți le vor da, căci par să aibă încredere în tine, Dalia. Și imediat, o piatră minusculă strălucitoare a coborât în mâinile lor. Oh, îți mulțumim! Abia am găsit a doua piatră. Ha? Stelele, mi-au zis că aveți totul. Credința noastră ne va salva pe toți. Confuz, Orion vorbea stelelor. Se pare că cea mai puternică dintre pietrele prețioase e în tine, Dalia, dar nu aici, pe altă râm. Dalia și-a amintit de piatra de acasă și a informat despre ea. E cea mai puternică dintre toate. Când va fi timpul, va fi a voastră. I-au mulțumit și și-au început călătoria înapoi. La întoarcere, Dalia observă cum se răspândea întunericul îndoielii. Mai rămâne una. Detest puterea lui Mark. Mă bucur că am avut încredere în tine și am găsit pietrele. Îl vom învinge. Credința noastră ne va salva pe toți. Întru totul. S-au întors în sfârșit, dar ce diferită era manifestopia. Întunericul îndoielii se răspândise peste tot. Lumii, uite! Dalia arătă spre un nor întunecat ce se profila pe cel mai înalt vârf din Manifest. E Mark! Acel vârf e inima lui Manifest. Dacă cade, totul merge. Haide! Zburau spre și prin vânturile întunecate și puternice. Ai ratat mici insecte de vis. Când voi dezlănțui întunecatele îndoieli, tărâmul va fi învăluit de disperare. Noi? Nu! Lasă! Dalia și Lumii erau puternice. Ținând pietrele, căuta fiecare picătură de credință din ea. Eu cred în visele fiecarei ființe din lume. Și eu cred în speranța ce o au. Ce? Ce e asta? Cred că pietrele legendare ale credinței îți vor distruge căile malefice. A treia bijuterie a apărut brusc. Combinând punctele lor forte, a canalizat magia comună a credinței către Mark. Întunericul i s-a risipit și Mark a dispărut pentru totdeauna. Am reușit? Am reușit! Manifestopia a fost salvată. Locuitorii lui Manifest ieșeau din ascunzătoare și aplaudau. Un festival al imaginației a fost organizat în onoarea Daliei și a lui Lumii. Era o adunare veselă. Visele ocupau centrul scenei, iar vitalitatea imaginației era sărbătorită de toți. Știam că poți să faci! Eu am crezut prima. Păi, eu am crezut mai mult! Ce contează e că bunăvoința și credința vor domni mereu supreme. Adevărat! Dacă nu mă țineam de credința mea în alte tărâmuri, nu v-aș fi întâlnit. Și n-am fi salvat Manifestopia. Mă bucur că am crezut! Și eu! Manifestopia era acum în pace. Întunericul îndoielii dispăruse din tărâm, lăsând visele și imaginația să prospere. Dalia a plecat acasă, dar o vizita des împreună cu alți visători. Wow! E real! Ți-am zis, Lumii! Hei, copii! Gata pentru o aventură de vis? Visele nu devin realitate decât dacă credem și muncim să aducem schimbarea. Deci, sperați și credeți într-o viață plină de vise mărețe.